O lucrare în plină desfășurare la Suceava este Palatul Administrativ, o investiție făcută de Compania Națională de Investiții, aproape 20 de milioane de euro. Este o lucrare care are mai multe capitole, în primul rând consolidarea suprastructurii Palatului Administrativ. E o construcție de circa 1500 de metri pătrați, desfășurată înseamnă o suprafață de peste 6800 de metri pătrați, dar e bine să știe opinia publică ce facem aici la Palatul Administrativ. În primul rând, planșee noi din beton, erau și planșee din lemn, 650 de metri pătrați de planșee din beton, 9000 de metri pătrați de pereți cămășuiți cu fier beton într-un anumit fel pentru consolidare. Tencuieli, 7000 de metri pătrați. Șape, 4200 de metri pătrați. Tavane finisate, 4200 de metri pătrați. Avem peste 14000 de metri pătrați de pereți gletuiți. Avem de asemenea tâmplărie, 550 de ferestre și 258 de uși. Toate vor fi noi. La acoperiș, ce se vede în momentul de față, începe să se pună țigla ceramică. Aici s-a intervenit la turnul cu ceas și s-a făcut o centură pentru ancorare, pentru consolidare, la fel și frontonul dinspre strada principală. Sunt 1600 metri pătrați șarpantă, majoritatea este metalică, să țină țigla ceramică. Șarpanta este tratată cu termospumă pentru a rezista la incendii. Avem 2100 de metri pătrați învelitori din țiglă ceramică. Asta va schimba fața și fațada, să spun așa, a acestei construcții, va fi mult mai impunătoare. Investiții în toate tipurile de instalații necesare, electrice, peste 1000 de lămpi de iluminat, instalațiile sanitare, instalațiile pentru prevenirea incendiilor, instalații de încălzire, de canalizare, panouri fotovoltaice și pompe de căldură. Deci investiția este complexă, undeva la 50% din lucrări sunt făcute. Anul viitor, în luna august, este termenul final ca acest palat administrativ să fie finalizat, va fi o clădire trainică pentru termen lung și care să o pună în siguranță și în securitate din toate punctele de vedere.